Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș au verificat aproximativ 600 de vehicule și au aplicat 118 sancțiuni contravenționale în timpul acțiunii Tispol Track and Bus, de verificare a legalității transporturilor rutiere de persoane și mărfuri. În perioada 22-28 iulie, polițiștii au efectuat o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere produse, în special din cauza nerespectării normelor rutiere de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane și conducătorii autovehiculelor destinate transportului de marfă cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Astfel, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Călăraș au verificat 586 de autovehicule, dintre care 200 de autovehicule destinate transportului de persoane și 386 de autovehicule destinate transportului de marfă. Câte persoane aveți în picioare? Șase persoane, da? Câte locuri este prevăzut pentru obiect? 20. 20. Dumneavoastră aveți 26, da? Să vă rog să așteptați, veți fi sancționat, da? Gata. Ați constat al vol? 003. În urma controalelor au fost aplicate 118 sancțiuni contravenționale, dintre care 31 conducătorilor de autovehicule de transport de persoane și 87 celor care au efectuat transport de marfă. Neregulile sancționate de polițiști s-au referit la nerespectarea regimului legal de viteză, neutilizarea centurilor de siguranță, lipsa de documentelor conducătorilor auto și autovehiculelor, probleme tehnice sau conducerea sub influența alcoolului. 4 conducători de vehicule destinate transportului de marfă au rămas fără permise de conducere după ce au fost depistați la volan sub influența băuturilor alcoolice. Acțiunile polițiștilor rutieri vor continua în trafic pentru asigurarea climatului de legalitate în domeniul transporturilor.